Italia va ajuta Ucraina cu arme atât cât va fi necesar. Pariem pe victoria Ucrainei, a spus premierul Italiei, Giorgia Meloni, lui Volodymyr Zelensky, care a fost în vizită astăzi la Roma. Zelensky s-a întâlnit și cu Papa Francisc la Vatican. Între timp, în Ucraina s-a confirmat avansul reușit de forțele ucrainene în Bahmut. Italia ajută Ucraina inclusiv pe plan militar, iar președintele Zelensky s-a întâlnit la Roma cu președintele țării Sergio Mattarella. Precum și cu premierul Giorgia Meloni. O vizită importantă pentru victoria Ucrainei, a postat Zelensky pe Telegram. Volodymyr Zelensky s-a întâlnit și cu Papa Francisc la Vatican, după ce suveranul pontif a dezvăluit surprinzător că este implicat într-o misiune de pace prin care se încearcă oprirea războiului din Ucraina. Pentru vizita președintelui Zelensky la Roma au fost luate măsuri excepționale de securitate, cu peste 1000 de polițiști mobilizați, inclusiv lunetiști plasați pe clădirile înalte și o zonă de excludere aeriană pe cerul capitalei italiene. Între timp, pe frontul de est, avansul forțelor ucrainene la Bahmut, cel puțin un kilometru, a fost confirmat și în cea mai recentă evaluare a serviciilor britanice de informații, care semnalează retragerea, probabil în dezordine, a unor trupe ruse. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că trupele ruse s-au reașezat pe poziții defensive mai avantajoase la nord-vest de Bahmut. Această explicație l-a înfuriat pe șeful mercenarilor Wagner. To произошло не тактическое отступление, поэтому товарищ Коношенков, мягко говоря, скукавил. Произошло просто бегство подразделений Министерства обороны с флангов. Сыпятся, фронт проваливается. И попытки Министерства обороны каким-то образом сгладить ситуацию, она приводит и приведет к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Prigojin a recunoscut că forțele ucrainene au reușit să aibă controlul total al drumului dintre Chasiv Yar și Bahmut, așa numitul drum al vieții, rută esențială pentru aprovizionarea trupelor. How far from the Russian lines here? Closer 800-900 meters. Până acum, pe poziții defensive, la Bahmut, respingând asalt după asalt, ucrainenii par gata să treacă la ofensivă, mai ales că se schimbă condițiile pe câmpul de luptă. You can see here how the ground is drying out, how wet it was before and how hard it would be for the armored vehicles to get through. Look at the drone. Drone. We've just come in here. So we've heard a drone above, so we've got some cover in here. Hopefully it won't see us down here. Getting closer to the Russian lines. We all just want to take our territory back and kill maximum possible Russians we can. It's going to be a tough fight for you though. Yeah, also. But we are ready for this. It's our land. Pe de altă parte, un avion de luptă rusesc Suhoi-34 s-a prăbușit în regiunea Briansk, la granița cu Ucraina, a anunțat agenția de presă TASS, citând serviciile de urgență. În aceeași regiune, tot astăzi, s-a prăbușit un elicopter de luptă rusesc.